Bună ziua, președinta Asociației Părinților Copiilor cu Autism România, doamna Liuba Iacoblev, este invitata interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Ne-am întâlnit astăzi într-un moment important, Ziua Internațională a Conștientizării Autismului. Cum marchează acest eveniment asociația dumneavoastră? La ora 10:30 la piața universității ne vom întâlni pentru tradiționalul marș, hai să-i spunem, al conștientizării și sensibilizării. L-am inițiat în 2008, cred, da, în 2008, când am făcut prima dată acest marș cu baloane colorate. Am avut 1000 de baloane colorate, apoi am adoptat culoarea albastră, care este albastru, a devenit deja simbolul autismului. O să fie un marș, cum spuneam, către ne vom deplasa de la universitate, de la statui, până la Piața Unirii. O să avem, i-am invitat pe părinți și pe toți cei care vor veni să ne sprijine, susținători, simpatizanți, prieteni, să vină cu cartoane albastre pe care o să scrie câte un mesaj și o să-l purtăm cu noi, mesaj cine dorește, ce dorește să spună despre fiecare experiență a unui părinte, a unui adult, a unui profesionist, și un mesaj către publicul larg, către autorități, Cam câte persoane vor fi prezente la acest marș? probabil că o să fie în jur de 100, 100 și ceva de persoane. De obicei, cam atâtea persoane sunt. Noi invităm pe cât mai mulți părinți să vină și sperăm să ajungă la 10:30 la universitate. Câte grave sunt tulburările din spectrul autist? Este o întrebare foarte complexă, care necesită un răspuns foarte complex. Autismul este o tulburare de dezvoltare. Principalele ei caracteristici sunt problemele de comunicare, de relaționare socială, interesele restrânse și repetitive ale persoanei cu autism. Acestea sunt principalele dificultăți pe care le au persoanele cu autism. Această triadă de caracteristici este extrem de diferită, în proporții extrem de diferite apar problemele acestea la persoanele cu autism. Ele sunt foarte diferite, nici una nu seamănă cu cealaltă, pentru că e o combinație de aceste deficite, să le spun așa, în proporții și în grade diferite. De aceea, cum spuneam, problemele pot fi extrem de diferite de la o persoană la alta. La aceste caracteristici se mai pot adăuga și alte probleme, comorbidități. Și atunci ele complică tabloul de manifestări ale persoanei respective. Poate să apară retardul intelectual la destul de multe persoane, aproximativ până la această dată, 50% dintre persoane au o anumită formă de dizabilitate intelectuală, anxietate, la un moment dat poate apărea depresia, deci tulburare obsesiv-compulsivă, și atunci ele se combină și tablourile sunt extrem de diferite. Unele mai grave, altele mai puțin grave. Pot să fie copii tineri care să nu aibă limbaj verbal și care trebuie să învețe o altă formă alternativă de comunicare, cu toate eforturile de stimulare a comunicării verbale, se poate ajunge la un moment dat să renunți la stimularea aceasta și să te axezi mai mult pe alte forme de comunicare.
Oricum, cred că cel mai important lucru pe care noi îl putem face pentru o persoană cu autism este să-i dăm cât mai repede un mijloc de comunicare verbală, prin pictograme, prin limbajul semnelor. Trebuie să-i dăm o voce. Cât de mult se implică în acest moment statul român în ajutorarea persoanelor cu autism? O întrebare poate și mai grea. Noi ne-am înființat în 2001 ca organizație a părinților copiilor cu autism, un grup de părinți. Ne-am trezit că avem copii cu autism și nu avem ce să facem cu ei. În 2001 lucrurile erau și mai complicate decât acum. Nu existau niciun fel de informații. Autoritățile locale, autoritățile în general, cred că abia începeau să audă din gura noastră despre autism. A trebuit să căutăm informații pe internet. Internetul era la început, nici nu vreau să-mi amintesc cum îmi căutam eu informațiile pe internet la ora aceea. La data aceea mergeam, ca o paranteză, mergeam noaptea la internet cafeuri, o lăsam pe fica mea, o culcam, o lăsam pe fica mea dormind și mă duceam la internet cafeuri, la zeci de stații de autobuz, de troleibuz, plăteam o oră de internet și acolo încercam să găsesc informații și Informații. să încerc să comunic cu organizații care erau deja specializate pe autism. Acolo, în 2000, înainte de fapt de a înființa organizația, în 2000 deja începeam săpăturile acestea, am ajuns la Organizația Autism Europe și de acolo cu un grup mic de părinți am creat această asociație. Deci în acel moment nu exista nimic pentru Nicio persoane cu autism. implicare din Exista partea un statului. singur centru public la Policlinica Titan, unde o doamnă doctor, doamna Urziceanu, se ocupa de copiii cu autism. Acela era singurul loc în care se întâmpla ceva pentru copiii cu autism. Noi am început să facem, să promovăm problemele noastre, am început să facem, să Întâlniri, cred. căutăm înțelegere, să facem tot felul de propuneri. În 2005 am lansat invitația parlamentarilor de la vremea aceea să creeze un grup parlamentar dedicat problematicii cu autism. Am primit doar un răspuns sau două din partea unor parlamentari. N-am reușit să facem acest grup. Am inițiat tot felul de acțiuni care să presupună comunicarea cu autoritățile locale, cu Ministerul Educației, cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, se numea atunci, cu dizabilități acum. Tot felul de lucruri am încercat să facem ca să aducem în fața autorităților. Am scris petiții, am făcut conferințe, deci am promovat ideea că noi existăm și că avem nevoie de servicii. Prin toate mijloacele. Da. Cu puținele noastre resurse, noi suntem și părinți, a trebuit să devenim și profesori, și terapeuți, și avocați, și tot ce, și PR, și manageri de organizații și mai departe, ca să putem să transmitem cât mai departe și cât mai bine nevoile noastre. De atunci și până acum, în decursul acestor ani, lucrurile, din păcate, nu s-au schimbat foarte mult. Autoritățile locale cunosc problematica noastră, deci au ajuns la urechile, nu la autoritățile locale, autoritățile în general, centrale, instituțiile publice, centrale locale, autoritățile locale, cunosc mult mai bine problematica noastră. De fapt, o cunosc foarte bine. Pentru că problemele le-am enunțat de enorm, de nenumărate ori. Au apărut între timp foarte multe organizații locale care fac acest lucru. Însă răspunsurile din partea autorităților sunt modeste și foarte modeste. Au fost niște încercări, a fost făcută o lege a autismului. Cunosc din firea păr istoria apariției acestei legi.
Parlamentarii s-au aruncat să ne ajute, este lăudabilă dorința lor de a ne ajuta, însă modul în care a fost concepută această lege a fost foarte, foarte nepotrivită și nu ne-am ales cu nimic de pe urma acestei legi, pentru că ea este nefuncțională. După 6 ani de la apariția respectivei legi în 2011, 2010, au apărut și normele de aplicare, inclusiv istoria acestor norme de aplicare o știu foarte bine, însă nici normele de aplicare nu ne ajută cu nimic. Sunt niște lucruri generale, li se oferă persoanelor cu autism servicii integrate, de exemplu, dar nu se menționează nimic din modul în care aceste servicii integrate ne vor fi acordate nouă, comunității noastre, copiilor noștri, într-un mod diferit de ceea ce există deja acum. Și asta este durerea noastră. Există niște lucruri, dar ele există și legile generale, de exemplu, legea educației naționale, toate metodologiile sunt făcute în așa fel încât ele nu ajung până în final să ne ajute cu ceva, în mod concret. Haideți să vă dau exemplu cu copiii. Copiii au dreptul la servicii publice, la terapie, la intervenție timpurie, însă, practic, serviciile acestea nu ajung la copii. Prin Casa Națională de Asigurări, teoretic, avem dreptul la servicii, dar, practic, ele nu ajung din multe motive. De exemplu, decontarea se face, medicul, psihiatru trebuie să aibă colaborare cu niște psihologi. Psihologii respectivi nu pot deconta direct aceste Practic este foarte terapii. greu să... Da, este foarte greu și oricum sunt extrem de puține ore. De exemplu, unui copil îi ar reveni o oră sau două, cel mult pe săptămână de terapie, ceea ce este absolut, Nu l-ajută. nu îi ajută practic cu nimica. Și sunt părinți care trebuie să vină cu copiii lor la punctele în care teoretic ar putea să beneficieze de aceste terapii. De exemplu, la direcțiile de asistență socială mai există centre pentru copii unde părinții din satele din împrejurim, din comunele din împrejurim ar putea să vină și unii chiar vin sau de cele mai multe ori serviciile, terapiile sunt acordate de către organizațiile de părinți înființate, tocmai pentru că serviciile publice specializate nu există. Și părinții vin de la zeci de kilometri, peste 100 de kilometri, la aceste centre și nu numai că vin la distanțele acestea, ei și plătesc terapiile acestea. Acum, cu noile reglementări fiscale, lucrurile au fost îngreunate și mai mult. De aceea, printre cererile pe care le-am făcut doamnei prim-ministru când am fost în 23 februarie, la prima întâlnire cu dumneai, am precizat aceste lucruri, că s-au schimbat niște lucruri care îngreunează și mai mult accesul copiilor și nu numai a lor la servicii. Pentru serviciile educaționale, statul ce ne oferă? Ne oferă niște școli speciale, fără profesioniști specializați în autism. Ne oferă niște școli publice unde accesul copiilor este mai lesne acum. Acum mulți ani nu te primeau din start în clasă. Acum accesul în școală, accesul fizic este, putem să spunem, îmbunătățit destul de mult. Dar, dincolo de acest acces, în școală apar problemele legate de calitatea educației. Una este să ai un copil să stea într-o bancă doar ca prezență fizică și alta este să ai tot ceea ce trebuie acolo ca copilul Pentru respectiv să a-l ajuta. beneficieze efectiv de educație. Acum, dacă nu există un facilitator sau un părinte care stă cu copilul în bancă și care este practic translatorul între profesor și părinte și copil, copilul ăla este total pierdut. Nu are nicio șansă.
Și acum sarcina acestui plății acestui însoțitor cade tot în spinarea părintelui. Ceea ce este total anormal. Învățământul în România este gratuit. Este gratuit? Corect. E bine, pentru copiii cu autism, el pare să nu fie gratuit. Cade tot în sarcina părinților. Deci profesioniștii nu sunt pregătiți, profesorul de sprijin vine, are 8 copii la 16 ore sau nu mai știu exact acum, și el nu poate acorda atenție copilului respectiv mai mult de o oră, două, să zicem, pe săptămână sau ceva de acest gen. Apoi, nu există programe specializate pentru copiii cu autism exact pe aceste probleme de bază, cum ar fi comunicarea și relațiile sociale. În alte țări există programe dedicate acestor copii, pentru că aceasta este esența problematicii lor. Fără a învăța să comunice și să relaționeze cu cei din jur, în clasă, cu profesorii sau cu colegii, copiii aceștia sunt izolați, sunt marginalizați, pentru că ei n-au abilitățile necesare. Dacă tu, stat român, nu-i acorzi nici serviciile specializate în prima copilărie, nu-i acorzi nici serviciile la grădiniță și la școală, suplimentare de care el are nevoie, nu poți să te aștepți decât la niște tineri și adulți care nu au aceste abilități și care în continuare, fără servicii de sprijin pentru tineri și adulți pe care trebuie să le facă autoritățile locale, centre de zi, centre de recreere, cluburi de recreere și altele asemenea, sau servicii de ocupare pentru angajare în muncă, tinerii aceștia vor sta acasă și o să fie o încărcătură imensă pentru familie. Părinții îmbătrânesc, tinerii au grad de dependență foarte ridicat de ajutorul părinților, deci sunt dependenți de De părinți, cei părinți. mai mulți sunt dependenți de părinți și atunci situația este dramatică de cele mai multe ori în familiile cu copii, cu copii deja ajunși tineri și adulți. Noi primim la asociație telefoane aproape săptămânal de la părinți disperați. Odată sunt disperați că nu au fonduri, ne cer ajutor pentru a plăti terapia la niște centre private și noi spunem, din păcate, noi nu putem să, nu avem resursele necesare. Pe de altă parte, sunt disperați ce ne facem că deja copilul a împlinit 18 ani, 20 de ani, stăm acasă și nu știm ce să facem cu el. Și noi iarăși spunem, din nefericire, noi ca organizație, inițial am pornit ca organizație de advocacy, nu să facem servicii, însă acum de câțiva ani am fost puși în situația de a încerca să facem și servicii pentru sociale, pentru tineri și pentru adulți în mod special. Tocmai că presiunea este foarte mare. Odată că au crescut copiii noștri, pe de altă parte, este o problemă foarte mare pentru toată țara. Lipsa serviciilor pentru tineri și adulți este cronică. Dacă n-au făcut o organizație de părinți, un mic centru cu care se chinuiesc groaznic să-l întrețină, pentru că trebuie să strângi fonduri, trebuie să Fonduri. plătești niște profesioniști. E bine, este foarte, foarte greu. Deci statul, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, nu prea ne Ne ajută. ajută. Nu ne ajută, Este crunt este ce. crunt. Am spus întotdeauna, de câte ori ne-am întâlnit cu autoritățile centrale, locale, este nevoie de o viziune, este nevoie de coerență. Am propus o strategie națională pentru persoanele cu autism. Am spus că am dat nenumărate sugestii de cum ar putea să fie rezolvată o problemă sau alta. Ce răspunsuri ați primit la toate aceste probleme semnalate? O persoană din Ministerul Muncii ne-a spus că nu este o prioritate, nu este Nu voință este o politică. prioritate. Nu este voință politică. Nu vă spun cine a spus, dar cineva din Ministerul Muncii. Este absolut Acum șocant. câțiva ani, când a fost discuția despre norme,
Deci, normele de aplicare la legea autismului, să spun așa, 151 pe 2010, au stat 6 ani în sertarele ministerelor. Deci, 6 ani. Nu există o comunicare eficientă, zic eu. Că există anumite forme de comunicare, bănuiesc, dar nu există eficiență între ministerele de resort, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Ministerul Muncii. Noi trebuie să... Autismul nu se vindecă, chiar dacă cu intervenție timpurie și intervenție de-a lungul vieții se pot îmbunătăți foarte mult lucrurile, la unii chiar foarte bine, încât să devină independenți, dar... Autismul rămâne pe parcursul vieții cu acea persoană. Este puțin vizibil la unii, la unii mai mult, la unii foarte mult. Ei bine, noi avem nevoie de toate aceste trei ministere în egală măsură și în același timp, sau ele trebuie să fie legate. Deci, strategia pentru persoanele cu autism trebuie să fie integrative, evident. Acum am mers la doamna prim-ministru, cu rugămintea să facă un program național pentru persoanele cu autism. Doamna ministru al sănătății a venit cu propunerea că s-ar gândi ministerul să facă un program de sănătate, în cadrul programului de sănătate mentală, Doamna Pinta? da, să facă un program de sănătate pentru persoanele cu autism. Este ceva mai mult decât până acum, însă revin și am să susțin și de data aceasta când o să ajungem la doamna prim-ministru, că este nevoie de un program național pentru persoanele cu autism. Program național înseamnă că toate aceste trei ministere trebuie să conlucreze și să aloce fonduri și să creeze o viziune coerentă, astfel încât de la diagnosticare, de la primele semne, de fapt, și până la bătrânețe, lucrurile să fie coerente și să existe fonduri. Nu Concret. ne așteptăm la fonduri imense, dar trebuie să existe astfel de fonduri. Și acum, fondurile structurale, fondurile europene, este momentul cel mai prielnic să ne bazăm pe ele. Adică, haideți să construim un program național pentru persoanele cu autism bazându-ne pe fondurile europene. Sunt fonduri pe care noi nu le cheltuim, chiar nu suntem în stare să creăm un program național pentru persoanele cu autism când o persoană din 100 este afectată într-un fel sau altul de autism. Ar trebui să fie o prioritate națională pentru România. Nu putem să lăsăm sau să vorbim numai despre copii sau să vorbim numai despre. Trebuie să vorbim coerent despre persoana cu autism, o persoană că, așa cum spuneam, trebuie să repet, faptul că persoana cu autism va rămâne o persoană cu autism până la sfârșitul vieții ei. În România, în plus, pentru că nu avem servicii. Nu am avut deloc acum 20 de ani. Nu avem nici acum în suficientă măsură. Deci, persoanele cu autism sunt mult mai dependente decât în alte țări unde există programe și unde există sprijin. Înțelegeți? Concret, de când a venit doamna Dăncilă în fruntea guvernului, a simțit vreo schimbare? Cât de Dincolo mult de... se de dedică dânsa pe acest Deci, lucru? dumnea ei a început puțin cu stângul în raport cu comunitatea noastră prin acele declarații la care noi am reacționat, dar ulterior a fost deschisă. După ce s-a întâmplat acest lucru și după ce am scris o scrisoare deschisă, după ce au reacționat și alte organizații, doamna a fost neașteptat de deschisă, m-a sunat personal și și-a cerut scuze, ceea ce Asta este. voiam să vă întreb, Da, dacă v-a da. sunat Da, ne-a personal sunat dânsa. personal imediat la ora 10 și jumătate a doua zi și a cerut scuze. Am înțeles și am spus că noi nu am crezut, eu personal nu am crezut că dumneavoastră a vrut să ne jignească. Jignească. Nu a fost o gafă cumva, dar a avut efect negativ și sporește stigmatizarea asupra persoanelor cu autism și atunci am reacționat. A fost foarte deschisă. Ne-a invitat în aceeași zi, ne-a spus că ne va invita și ne-a și invitat pe 23. Atunci am fost cu mai multe organizații de profil.
Am prezentat problemele noastre. A fost o listă cu probleme pe care le-am lăsat doamnei prim-ministru. A spus că ne-a ascultat, deci a stat până la sfârșit, a durat întâlnirea 2 ore, aproape 2 ore, a stat până la sfârșit. Deci sunt niște lucruri pe care le-am apreciat. La întâlnirea respectivă au fost membri din cabinetul dumneaei, ministrul muncii, doamna Vasilescu, ministrul sănătății, ministrul de finanțe, ceea ce este prima dată de când sunt în domeniul acesta și de când facem advocacy, când un ministru de finanțe participă la o întâlnire. Am apreciat acest lucru și așteptăm cu nerăbdare ca pe data de 4, când am fost invitați din nou 4 aprilie. pe 4 aprilie, da, să vedem care sunt propunerile dumneaei și sper ca în propunerile dumneaei să se regăsească propunerea de a face un plan național pentru persoanele cu autism, la care cele trei ministere să colaboreze și să gândească niște lucruri coerente, să existe o abordare unitară care să se adreseze, program național care să se adreseze nu doar copiilor, nu doar tinerilor, nu doar adulților, ci să pe persoanei cu autism de la 0 la bătrânețe. Pe final, aș vrea să lăsăm discuția deschisă pentru viitor. Ce speranțe există ca terapiile dedicate persoanelor cu autism să progreseze și să devină din ce în ce mai accesibile? Oh, greu de spus. Ce speranțe avem? Păi, speranțele se leagă acum de răspunsul doamnei prim-ministru, de ce soluții vor găsi sau au găsit deja, pentru că 4 aprilie este Termenul limită. termen, deja bănuiesc că lucrurile sunt puse pe hârtie și încheiate, propunerile sunt încheiate. Sperăm că vor veni guvernul va veni cu soluții bune pentru noi, astfel încât intervenția timpurie să fie serviciile pentru intervenție timpurie să fie decontate și nu lăsate doar pe seama părinților și a ONG-urilor specializate, în marea majoritate făcute de părinți, dar și de profesioniști. Sperăm că autoritățile locale, pentru că este în sarcina lor, vor crea servicii specializate pentru persoanele cu autism. Noi, de exemplu, am cerut autorităților locale, din sectorul 1 am apelat și de la municipiul București, să ne sprijine în crearea unui centru pentru tineri, unde noi să acordăm servicii specializate, noi ca ONG, iar autoritățile locale să facem un parteneriat, deși aici această posibilitate există, prin parteneriate public-privat, prin contractare de servicii de către autoritățile locale, pentru că ele, autoritățile locale care au sarcina să facă aceste servicii, nu le fac, atunci să le contracteze de la organizațiile care furnizează astfel de servicii și atunci serviciile ar fi plătite de către autoritățile locale, deci ar fi un sprijin imens pentru familii. Sperăm că autoritățile locale, cum spuneam, vor sprijini într-o mult mai mare măsură organizațiile, vor crea ele însele servicii pentru părinți, pentru ca ele să nu se deplaseze la zeci de kilometri să caute un centru pentru copiilor sau, în cazul adulților, să îi pună în instituții din acelea de reabilitare neuropsihiatrică, unde am mărturii de la părinți, situația este foarte dificilă, foarte grea. Acolo nu este un centru de reabilitare, este un centru în care tinerii stau și sunt sedați cu medicamente sau iau medicamente Corazin. și terapii nu există practic. Terapia ocupațională presupune să stai la televizor sau să stai la o măsuță și să colorezi niște desene. Un adult nu trebuie să facă acest lucru. Un adult are nevoie de servicii care să sporească abilitățile de viață, de muncă.
Sunt foarte multe aspecte. Nu mai vorbesc de tinerii care pot să muncească pe piața liberă a muncii. Sunt tineri cu autism care, cu sprijin din partea serviciilor de ocupare, de care este responsabil Autoritatea Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, ar trebui să facă servicii specializate cu profesioniști și să le ofere aceste servicii tinerilor, astfel încât ei să fie în stare să-și găsească un loc de muncă, să-l mențină locul de muncă. Sunt foarte, foarte multe aspecte pe care ar trebui să le facă instituțiile publice și ele trebuie să apeleze la oameni, la organizații care au experiență în acest domeniu și care pot, în colaborare cu care, pot să ofere servicii de o specializate, de o mai bună calitate decât ceea ce există acum. Sper ca toate aceste aspecte menționate de dumneavoastră să fie un real semnal de alarmă pentru Sperăm și autoritățile noi. noastre. Eu vă Sperăm. mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă doresc mult succes. Mulțumesc. Mulțumesc pentru că am avut posibilitatea să vorbesc despre câteva dintre problemele noastre. Mi-a fost destul de greu să-mi sistematizez prezentarea, dar sunt foarte multe aspecte pe care nici nu știu la care să mă refer întâi. Vă mulțumim! Mulțumesc și eu.